și forța de muncă străină din România pe care am importat-o în acest an a avut de suferit. Discutăm pe această temă cu Romulus Badea, partener la Soter & Partners. Bună ziua, domnule Badea! Bună ziua! Bună ziua și la mulți ani! La începutul anului știu că ați adus mai mulți muncitori străini în România, cred că undeva prin ianuarie, februarie, dacă nu știu, erau cred că din Vietnam. Pe parcursul anului presupun că s-a mai schimbat situația din cauza pandemiei, nu? Da, s-a schimbat în sensul că au fost foarte multe proiecte înghețate. Deci cei care doreau să-și ducă forță de muncă au fost într-o stare de așteptare. Normal, să vadă ce se întâmplă, au fost precauți. Apoi când lucrurile au început să se miște după relaxarea restricțiilor, au apărut probleme din cauza traficului internațional, în sensul că nu se poate zbura în Asia de Sud-Est, de exemplu, sunt tot felul de restricții cu privire la teste care trebuie să făcute, sunt țări care sunt închise de tot și, evident, asta a îngreunat mai ales prima parte, procesul de recrutare a oamenilor. Dar ați trimis anul ăsta muncitori din Asia înapoi în țările lor? În perioada de pandemie, restricțiile de călătorie au afectat zborurile și a fost dificil pentru lucrătorii străini să se întoarcă în țările lor. Au fost închise, Nepalul, Vietnam, Sri Lanka au fost închise complet. Știu că pe 26 decembrie trebuia să se deschidă aeroportul din Sri Lanka, dar nu știu dacă s-a deschis. Acest lucru a făcut aproape imposibil pentru acești muncitori străini să ajungă în țările lor. Au fost câteva zboruri organizate de către guvernele respective. Știu că Vietnam, ambasada Vietnamului în România a organizat două zboruri din România și au ajuns acasă 340 de muncitori. Despre Sri Lanka știu că au fost lucrători care au plecat pe cont propriu, au zburat din bucăți, din segmente de zbor, au ajuns în Dubai sau în Doha și de acolo au încercat să se descurce să ajungă în țara lor. Dar nu au fost, din ce știu eu, zboruri organizate de către Sri Lanka, de către autoritățile de acolo. Dar sunt curios, în ce domenii lucrau cei mai mulți dintre ei în România? Lucrătorii străini au fost afectați în mai multe domenii, mai puțin în construcții, cel mai puțin în construcții, cel mai rău în Horeca. În Horeca a fost, evident, criza a lovit toată industria și s-a răsfrânt atât asupra lucrătorilor români, cât și a celor străini. Dar nu știu, ce s-a întâmplat de fapt? S-au închis acele business-uri sau nu au vrut ei să-i țină de fapt în șomaș tehnic? Că mă gândesc că poate, nu știu, unii au decis a doua variantă și pentru că șomajul tehnic nu era foarte mare, până la urmă au decis să-i ducă înapoi, că și ei aveau nevoie de bani pentru a-și întreține familiile din țările lor și poate și ei, după, nu știu, doreau oare să plece? A dorit ei să plece sau au fost practic obligați să plece, ca să mă exprim așa? Deciziile angajatorilor au fost amestecate. Eu cred că au fost decizii de business. Mulți au luat în calcul și componenta umană. Au fost angajatori care nu și-au mai permis să plătească, de exemplu, cazarea pentru lucrătorii străini și masa. Iar partea de șomaș tehnic poate a fost insuficientă pentru a acoperi astfel de costuri. Au fost business-uri care s-au închis complet și atunci i-au dat afară pe toți, nu doar pe cei străini. Din păcate, Horeca a fost un domeniu foarte afectat și Asta, sunt curios, cum a fost procesul trimiterii înapoi? Ați lucrat la trimiterea lor înapoi sau s-au ocupat de fapt exclusiv ambasadele? Că ați spus că au avut practic ambasadele un rol, dar nu știu, ați fost implicat în mod direct în procesul ăsta? Nu, am încercat să ajut angajatorii acolo unde ne-au solicitat ajutorul, am căutat bilete de avion pentru că ăsta de fapt era singurul lucru pe care puteam să-l facem. Am contactat ambasadele, am anunțat, am rugat muncitorii să-și contacteze ei direct ambasada pentru că în fond sunt cetățenii țărilor respective.
Și noi, în partea neoficială, am încercat să găsim zboruri. A fost un proces foarte chinuitor pentru că zborurile se tot anulau. Se făceau rezervări, în două zile se anulau și tot așa. Cum spuneam, Vietnam a organizat repatriarea unor muncitori. Despre Sri Lanka am luat legătura cu ambasada din Polonia, care se ocupă și de România. Și aici a fost un pic mai dificil în procesul de comunicare. Ne-au contactat și pentru a ajuta diversi cetățeni srilankezi aflați în situații dificile, ajunși pe străzi fără bani de mâncare. Am reușit în diverse programe, inclusiv cu Crucea Roșie din România, am reușit să găsim angajatori și am făcut un fel de reconversie profesională pentru unii. Le-am găsit de lucru în alte domenii, unde evident au trebuit să învețe de la zero, au plecat ca și muncitori necalificați, deși poate în domeniul inițial erau lucrători calificați, dar asta e viața. Da, da. Dar au ajuns unii pe străzi, cum a spus mai devreme, în sensul propriu al cuvântului? Da, au fost și lucrători care străini care au ajuns pe străzi. Aici aș vrea să specific că nu este neapărat din vina angajatorilor. Situația de pandemie, restricțiile din pandemie ne-au afectat pe toți. Și au fost străini care s-au speriat, care au plecat, care au fugit pur și simplu sau au vrut să-și caute un alt loc de muncă când au văzut că stau închiși în casă, la fel cum am stat toți. Au crezut că li se întâmplă ceva doar lor și au plecat, au încercat să-și găsească altceva și de fapt au rămas pe drumuri. Au fost tot felul de situații, dar da, s-au întâmplat. Știu că ați creat, chiar de când mergeați la ințele lor pentru a-i recruta, de fapt, ați creat o relație cumva personală cu mulți dintre ei. Când ați discutat înainte să plece acum, ce le-a spus și ce gânduri aveau? Gândurile s-au amestecate. Lucrurile la care ne afectează pe noi, afectează și pe ei. Grijă pentru familie. Sri Lanka și Vietnam au trecut și ele prin valul 2 și în timp ce din Vietnam avem puține informații și cred că autoritățile controlează focarele destul de bine, în Sri Lanka la un moment dat lucrurile au scăpat un pic de sub control și evident toți erau îngrijorați. În același timp, înainte de boală, trebuie să le pună copiilor ceva pe masă. Și în continuare acolo sunt oameni care își doresc să vină în România și în Europa la muncă, deși situația de aici, ca numere, cifre prezentate de către autorități, nu este cea mai încurajatoare. Dar trebuie să câștige bani. Cum spuneam, sunt oameni și atunci, pe de o parte, au grija pentru siguranța lor, grija pentru familie, pe de altă parte, sunt susținători ai familiilor și trebuie să câștige. Cei care au ales să plece și au dorit să plece au fost în situații care pentru ei au fost dificile și nu au mai putut sta sau nu au mai suportat presiunea. Au de gând să revină înapoi în țară, dacă e că ne gândim că anul viitor, din ce am văzut, contingentul ar urma să fie cam de 25.000. Acum mai ales că avem și vaccinul, se gândesc cumva să revină înapoi în țară? Sunt lucrători care doresc să revină. Am pe partea de Vietnam am și lucrători care nu vor să se mai întoarcă, deși au zis că mai bine rămân la ei acasă. În România, necesarul de muncă este la fel. Nu s-a schimbat nimic. Nevoia de forță de muncă există în continuare, iar noi românii nu mai suntem suficienți. Deci, și pentru 2021, importul de forță de muncă este singura soluție pe care o văd. Deci, practic, o să vă reluați activitatea, probabil, după ce o să-și revină cumva economiile, practic, după ce se vor deschide mai bine granițele, ca să zic așa, nu? Da, sunt... Știți, mă uit pe cer și văd dacă zboară avioanele. Da, când o să înceapă să zboare, atunci lucrurile se vor dezgheța. Eu sunt plin de speranță că
vom merge înainte și va fi bine și sigur ca toată lumea le speranțele de aceste vaccinuri care au apărut și sper să dezamorseze situația. Vă mulțumesc mult!